Salutare și bine v-am găsit. Am o față de zici că m-a lovit trenul, nebarberin, netuns. Astăzi este o zi mare, o să avem un nou membru în familie și vreau să fac un vlog special, așa că țineți aproape. Bună dimineața. Astăzi stăm la spital, o să mi se nască băiatul. Ne-am echipat. Suntem pregătiți și așteptăm ca doctorul să ne dea confirmarea să mergem în sala de operații. E o zi grea, obositoare și abia așteptam să se nască. Oaia, am emoții. Sucă capa mine. Ești pregătită? Emoții? Sunt pregătită. Da? Am emoții. Sunt ok, cred că doar atunci când o să mă pună pe masă, atunci o să fiu mai... Lasă. Acum sunt ok. Nu știu ce e așa de liniștit. Păi știe că trebuie să vină. Se agită pe urmă, nu? A, nu, să fie cu minte. Mai încolo o să avem de lucru. Mi-e și foame, mi-e și sete. După ce naște, vedem. 4 ore după n-am voie nică. Păi nu. O să-ți faci o perfuzie. Cu ceva vitamine. Mai puțin. Păi de ce? Emoții. Ei, lasă că trec. Acum nu mi-e, când o să-mi fac anestezia. Ei, lasă, poate să fie bine. Da, vezi că cred că trebuie să dai ceasul jos. O să-l dau jos, nu-i problemă. Acum așteptăm să intrăm în sala de operații. Așteptăm totul să termine formularele și să înceapă operația. Cum te simți? Mă deja am luat emoțiile. Azi o să fie ok. Vă fac operații? Doctorul sexy. Ia. Și ce mă doare asta? Ce mă filmezi, măi? Operația de dus cum trebuie. Bebele s-a născut. 2,8 kg. Mămica încă e pe perfuzii. Operația s-a terminat. Bebele la măsa mănâncă. O să trebuiască să mai stăm o oră aici în camera de urgență și pe urmă ne mutăm salonul principal. Vreau să vă mulțumesc. Dați un like, share, subscribe, activați butonul de clopoțelul de notificări, pentru că nu cred că va apare și ne auzim data viitoare. Vă mulțumim frumos. Ciao les. Am ajuns în camere. Operația s-a terminat, bebele e bine. Acum îl hrănim. Măsa trebuie să se odihnească un pic, că na. De azi noapte e tot trează, că a fost agitată, eu sunt rupt în cură. E grea viața asta, așa-i? Nasol, hai, v-am popat. Suntem în ziua a doua, bebele e ok, s-au făcut toate analizele, auzul, văzul. Reflexele totul e ok, măsa încă e la recuperare, mai are de niște analize de făcut și cred că până de seară ne dă drum. Tocmai ce am primit documentele, ne pregătim de plecare, în sfârșit, dacă am dat la taxiu și
O să ieșim afară în câteva minute să plecăm la drum. Am ajuns acasă. Despachetăm și ne băgăm la nani. Na, pe când îți dau comandă, că eu nu mai înțeleg. Hai, v-am pupat, ne vedem data viitoare. Ciao, les.